Bun găsit, dragi telespectatori! Am arătat în două episoade RPV anterioare că, așa cum avem încredințarea, judecățile veșnice ale lui Dumnezeu vor fi îndeplinite în trei etape succesive. Mai întâi va avea loc judecata creștinilor în fața scaunului de judecată al lui Hristos, apoi va avea loc judecata neevreilor la sfârșitul necazului celui mare, îndeplinită în fața scaunului de domnie al măririi sale sau a tronului slavei lui Hristos, iar a treia etapă va fi judecarea tuturor celorlalți morți la sfârșitul împărăției de 1000 de ani, îndeplinită această judecată în fața scaunului de domnie mare și alb. Am examinat deja prima dintre aceste trei etape, adică judecarea creștinilor în fața scaunului de judecată al lui Hristos. Acum vom trece la următoarea etapă, adică la judecarea neevreilor la sfârșitul necazului celui mare și începutul împărăției de 1000 de ani. Mai întâi însă trebuie să luăm în considerare evenimentele principale care vor pregăti contextul pentru această judecată. Acestea ne vor ajuta să înțelegem de ce a rânduit Dumnezeu o judecată specială rezervată numai națiunilor neevreiești. La 1 Corinteni 10 cu 32, Apostolul Pavel se referă la trei entități distincte în care Dumnezeu a împărțit omenirea spunând, citat, să nu fiți pricină de potegnire nici pentru iudei, nici pentru greci, a se înțelege neevrei, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. Încheiat micul citat. Evreii sunt, deci, o națiune specială pusă deoparte de Dumnezeu față de toate celelalte națiuni ale Pământului pentru scopurile sale proprii, cel mai important scop, care a și fost îndeplinit, fiind venirea în lumea noastră a Mântuitorului umanității. Neevreii, neamurile, sunt toate celelalte națiuni. Biserica lui Dumnezeu, pe de altă parte, constă din toți credincioșii care au fost născuți din nou prin credința în Iisus Hristos. Aceștia nu mai sunt socotiți de Dumnezeu potrivit naționalității lor de origine, dacă sunt evrei sau neevrei, ci sunt socotiți ca o națiune nouă, unii spun chiar o rasă nouă, în Hristos. Biblia arată destul de clar că judecata de care ne ocupăm acum, cea din fața tronului slavei lui Hristos, este destinată doar neevreilor. Aceasta vrea să însemne că niciun membru din niciuna din celelalte două grupuri, Israelul sau Biserica, nu va apărea aici pentru judecată. Acest fapt este în conformitate cu descoperirea generală a Scripturii cu privire la sfârșitul acestui viac. La cea judecată nu vor fi creștini, deoarece aceștia vor fi trecut deja prin judecarea lor specială în fața scaunului de judecată al lui Hristos, cum am vorbit în episodul anterior. Acolo nu vor fi prezenți nici evrei, deoarece în acel timp națiunea Israel va fi trecut deja prin judecata specială proprie și va fi împăcată cu Dumnezeu prin recunoașterea lui Iisus Hristos ca Mântuitor și Mesia în urma trecerii prin necazul cel mare. Relațiile finale ale lui Dumnezeu cu Israelul în acel timp vor fi desăvârșit procesul istoric de judecată prin care el l-a condus, a condus acest popor aproape 4.000 de ani. Judecata următoare a națiunilor neevreiești va însemna o trecere de la judecata istorică la judecata veșnică. Dar să menționăm mai întâi judecata prin necazul cel mare a Israelului. Luând în considerare această judecată specială a lui Israel, ne va fi util să observăm două principii potrivit cărora Dumnezeu lucrează cu omenirea pentru administrarea binecuvântării, pe de o parte, și a judecății pe de cealaltă parte. Aceste principii pot fi expuse pe scurt după cum urmează și veți vedea că sunt lucruri foarte interesante. 1. Principiul binecuvântării. Dumnezeu îi binecuvintează pe evrei în mod direct, dar pe neevrei Dumnezeu îi binecuvintează în mod normal prin evrei. Și aici trebuie să avem în vedere, în primul rând, binecuvântarea neevreilor prin exponentul de marcă supremă al poporului evreu, Iisus Hristos Mântuitorul. Apoi, principiul judecății. Dumnezeu îi pedepsește pe neevrei de regulă în mod direct, nemijlocit, dar pe evrei Dumnezeu îi pedepsește în mod normal prin neevrei. Aceste două principii vor guverna relațiile lui Dumnezeu cu omenirea și la sfârșitul epocii actuale. Mai întâi, în etapele finale ale necazului celui mare, Dumnezeu va judeca și va pedepsi pentru ultima oară Israelul ca națiune prin intermediul neevreilor. Apoi, când această judecată finală a poporului Israel va fi fost îndeplinită, Dumnezeu însuși va interveni în mod direct și nemijlocit pentru a administra judecata asupra neevreilor.
această judecată finală a poporului Israel, după ce ei se vor fi întors ca națiune în propria lor țară, este descrisă în Ieremia 30, de la versetul 3 la versetul 9, citat: Iată vin zile, zice Domnul, când voi aduce înapoi pe captivii poporului meu, Israel și Iuda. Îi voi aduce înapoi în țara pe care am dat-o părinților lor și o vor stăpâni. Iată cuvintele pe care le-a rostit Domnul asupra lui Israel și asupra lui Iuda. Așa vorbește Domnul, auzim strigăte de groază, e spaimă, nu este pace. Întrebați și vedeți dacă nu cumva naște vreun bărbat. Pentru ce văd pe toți bărbații cu mâinile pe coapse, ca o femeie la naștere? De ce s-au îngălbenit toate fețele? Vai, că ziua aceea este mare, niciuna n-a fost ca ea. Este timpul de necas pentru Iacov, dar Iacov va fi mântuit, va fi salvat din el. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, voi sfărâma jugul de pe gâtul lui, îi voi rupe legăturile și străinii nu îl vor mai supune, ci vor sluji Domnului, Dumnezeului lor și împăratului lor David pe care îl voi ridica. Încheiat citatul. Să remarcăm așadar ordinea evenimentelor prezise aici de Ieremia. 1. Dumnezeu vrea să aducă poporul Israel înapoi în propria sa țară. 2. Atunci va fi pentru Israel un timp de necaz și de primejdie națională mai teribil decât oricare necaz prin care acesta a trecut vreodată în istoria sa multimilenară. Și acest moment se apropie cu pași repezi. 3. Domnul însuși va interveni în cele din urmă împotriva străinilor, dușmanii neevrei a Israelului, și va salva Israelul de aceștia. 4. Împărăția națională a lui Israel va fi din nou restaurată pe tronul lui David, sub stăpânirea supremă a adevăratului David, Domnul Iisus Hristos. Perioada împărăției restaurate va fi de 1000 de ani. Această strângere la oaltă a națiunilor neevrești împotriva Israelului și intervenția directă a Domnului în favoarea lui Israel este descrisă mai departe în Zaharia 12:3, citat: În ziua aceea voi face din Ierusalim o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei care o vor ridica vor fi răniți și, sau vătămați, într-o traducere a lui Cornilescu, și toate popoarele pământului se vor strânge împotriva lui. Încheiat citatul. Aceeași viziune profetică privind Ierusalimului este cuprinsă și în Zaharia 14, versetele 2, 3 și 4, citat: Și voi strânge toate popoarele să lupte împotriva Ierusalimului. Și Domnul se va arăta și va lupta împotriva acestor popoare, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Și picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor. Încheiat citatul. Aici vedem din nou că acest viac se va sfârși printr-un atac concertat împotriva Israelului și a Ierusalimului din partea națiunilor neevreiești. Dar Domnul însuși va interveni pentru a-și salva propriul popor. Intervenția sa va culmina prin revenirea personală pe muntele măslinilor, chiar în locul de unde s-a înălțat la cer după învierea sa glorioasă. Drept rezultat al acestei perioade finale de necaz și de primejdie națională, toate elementele răzvrătite vor fi definitiv eliminate dintre izraeliți, iar cei care vor supraviețui acestei purificări vor fi gata în consecință de împăcarea cu Dumnezeul lor printr-o pocăință și smerenie exemplare. Această purificare finală a lui Israel este descrisă în cartea Ezechiel 20, versetele 37-38, partea a doua, unde Domnul prezice mai întâi strângerea lor în țara proprie, iar apoi descrie cum el se va ocupa de ei acolo. Citat: Vă voi trece pe sub toiag și vă voi aduce în legătura legământului. Voi despărți dintre voi pe cei răzvrătiți și pe cei care nu-mi sunt credincioși. Încheia citatul. Expresia folosită aici, vă voi trece pe sub toiag, se referă la procesul folosit de un păstor pentru a controla fiecare din oile sale în mod individual, înainte de a le permite intrarea în țarc. Drept rezultat al acestui proces, toți cei răzvrătiți vor fi alungați din Israel, iar cei care au rămas vor fi aduși într-o nouă relație de legământ cu Domnul, prin noul legământ, prin Iisus Hristos. Intervenția directă a Domnului împotriva națiunilor neevreiești și împăcarea sa finală cu Israelul sunt descrise mai departe în Zaharia 12, 9 și 10, citat: În ziua aceea voi căuta să nimicesc toate popoarele care vor veni împotriva Ierusalimului.
Atunci voi turna peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului un duc de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu și îl vor jeli amarnic cum plânge cineva un întâi născut, încheiat citatul. În acest pasaj, Domnul vorbește la persoana întâi cu privire la Israel și spune, își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns. Să observăm, deci, că aici este una dintre cele mai clare preziceri din Biblie privitor la respingerea și răstignirea lui Iisus Hristos. În acel moment, poporul Israel își va recunoaște în sfârșit greșeala lui teribilă și cu mari bocete și cu pocăință vor fi împăcați cu al lor Mesia pe care l-au respins atât de mult timp, împotrivindu-se celui care putea să-i binecuvinteze. În Noul Testament, această împăcare finală a poporului Israel cu Dumnezeu este descrisă de Apostolul Pavel în Romani 11:26, în felul următor, citat, și în felul acesta tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, Salvatorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov, încheia citatul. După ce Israelul va fi trecut prin focul necazului cel mare și va fi împăcat din nou cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, nu va mai fi nevoie pentru Dumnezeu să-L judece. După aceea, când Hristos va instaura împărăția sa pe pământ și își va ocupa reședința pe tronul slavei sale, El va trebui să judece așadar numai națiunile neevreiești rămase în viață pe pământ la sfârșitul marelui necaz. Să trecem așadar la judecarea națiunilor neevreiești. Iisus dă o imagine vie privitor la această judecată în Matei 25:31-46. Acolo nu există nicio sugestie că aceasta ar fi o pildă, cum consideră unii. Este o profeție directă, folosind analogia comportamentului unui păstor cu turma sa. Scena de început este prezentată în Matei 25:31-33, unde se spune, citat, dar când va veni Fiul omului, în slava sa, cu toți sfinții îngeri, va sta pe scaunul de domnie a slavei sale, toate popoarele vor fi adunate înaintea lui, el îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga lui. Încheia citatul. Scopul judecății care urmează este să despartă oile, cei pe care Dumnezeu îi acceptă, de capre, cei pe care Dumnezeu îi respinge. Oile vor fi primite în împărăția pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru ei, adică împărăția de 1000 de ani a lui Hristos. Caprele, numite așa, pe de altă parte, vor primi o judecată finală și irevocabilă pronunțată asupra lor, prin care ele vor fi alungate în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui, conform Matei 25:41. Acești neevrei respinși nu vor fi trimiși în Sheol sau Hades, adică în locuința morților, ci direct într-un loc de pedeapsă finală pentru toți răzvrătiți, iazul de foc. În acest iaz au fost deja aruncați fiara, adică Antihristul, și prorocul mincinos. Despărțirea făcută între oi și capre este bazată pe o problemă hotărătoare. Felul în care cei care vor fi judecați i-au tratat pe frații lui Iisus, adică pe componenții poporului evreu. Multe pasaje din Scriptură arată clar că la sfârșitul viacului acestuia va exista o dușmănie la scară mondială, un antisemitism feroce împotriva poporului evreu și a statului Israel. Nu numai că va avea loc un atac concertat a națiunilor neevreiești împotriva Israelului, ci și evreii din alte țări vor fi supuși la diferite forme de persecuție. În mijlocul tuturor acestor evenimente vor fi totuși anumiți neevrei care vor fi de partea poporului evreu, atât ca indivizi cât și ca națiuni. Aceștia vor face tot ce le stă în putere ca să-i protejeze pe evrei și să le ușureze suferințele. La judecata care va urma, astfel de oameni vor fi aleși sau selecționați ca oi, fiind socotiți vrednici să intre în împărăția lui Hristos stabilită pe pământ. O imagine similară privind adunarea națiunilor de la sfârșitul timpurilor în vederea judecății lui Dumnezeu este prezentată în Ioel 3:1-2, citat, căci iată, în zilele acelea și în timpul acela, când voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge toate popoarele și le voi coborâ în valea lui Iosafat.
Acolo voi începe judecata cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea, pe care, atenție, l-au risipit printre popoare, împărțind între ele țara mea. Încheiat citatul. Dumnezeu declară că El însuși îi va aduce înapoi mai întâi pe captivii lui Iuda și a Ierusalimului, adică va aduna poporul evreu împrăștiat înapoi în țara sa de origine. Apoi, El va aduna toate națiunile neevreiești și va aduce judecata asupra acestora. Baza judecății este aceeași ca cea descrisă de Iisus în Matei 25. Dumnezeu spune că El va intra la judecată cu națiunile pentru poporul Său, pentru Israel. În această etapă a istoriei, când antisemitismul devine tot mai răspândit și mai agresiv, este deci de o importanță imensă pentru toate națiunile ca acestea să fie avertizate, conștientizate că vor fi judecate de Dumnezeu pe baza atitudinii și comportamentului lor față de poporul evreu. Îndată ce oile au fost despărțite de capre, judecata sau judecarea națiunilor neevreiești va fi fost împlinită. Astfel încât, la acel moment al istoriei, toți cei care au fost socotiți vrednici să intre în împărăția de 1000 de ani a lui Hristos vor fi trecut prin judecăți, prin judecățile purificătoare ale lui Dumnezeu. Mai întâi, Israelul va fi fost curățat în focul necazului cel mare, apoi, la sfârșitul necazului, neevreii vor fi fost curățați prin intervenția și judecata directă și nemijlocită a lui Iisus Hristos. După aceste judecăți de curățare, atât peste evrei cât și peste neevrei, vor urma 1000 de ani de pace și prosperitate în care Hristos va stăpâni ca împărat peste întregul pământ. La sfârșitul acestei perioade de 1000 de ani, Satan va mai face o ultimă încercare de a organiza națiunile neevreiești într-o răzvrătire împotriva lui Hristos și a împărăției sale, după ce el va fi fost dezlegat, dar această răzvrătire va fi nimicită prin intervenția directă a lui Dumnezeu. În acest moment, Satan însuși va fi alungat în sfârșit pentru totdeauna de pe pământ și va fi aruncat în iazul de foc pentru a se alătura Antichristului și prorocului mincinos, care vor fi deja acolo. Cu această înfrângere a răscoalei finale a lui Satan, toți cei răzvrătiți printre cei care vor trăi în acel timp pe pământ vor fi eliminați, rămânând spre a avea parte de o judecată ulterioară doar morții din toate epocile anterioare. Pentru acest scop, toți morții care nu au fost înviați înainte vor fi chemați în acea vreme în fața judecății. Astfel va fi pregătit terenul pentru cea de-a treia și ultima etapă a judecății veșnice a lui Dumnezeu, după înțelesul nostru, judecata divină de la scaunul de domnie mare și alb. Această scenă este descrisă în Apocalipsa 20:11-15, prezentăm citatul, și am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel care ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții. Și morții au fost judecați după cele scrise în cărțile acelea, potrivit faptelor lor. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Și dacă cineva n-a fost găsit scris în Cartea Vieții, a fost aruncat în iazul de foc, încheiat citatul. Finalul, așadar, al tuturor autorilor păcatelor și a întregii răzvrătiri împotriva autorității și sfințeniei a totputernicului Dumnezeu, care nu-și vor fi rezolvat acest statut în timpul vieții lor, este aruncarea pentru totdeauna în iazul focului veșnic. Așa ne spune Scriptura. Pot scăpa de această judecată finală numai cei ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții, numele lor sunt înregistrate în această carte, sunt numele celor care în timpul vieții pământești au beneficiat prin credință de îndurarea și harul lui Dumnezeu. Aceștia se împart în mai multe categorii. Toți cei care și-au pus încrederea în jertfa ispășitoare a lui Hristos pentru omenire vor fi înviați deja la începutul necazului cel mare, înaintea împărăției de 1000 de ani.
Ei vor fi trecuți prin judecată în fața scaunului de judecată al lui Hristos, nu pentru condamnare, ci pentru evaluarea răsplății lor. Astfel că imensa majoritatea celor care vor apărea în fața scaunului de domnie mare și alb nu vor fi îndeplinit condițiile pentru a primi îndurarea și harul lui Dumnezeu și de aceea vor fi condamnați pentru iazul de foc. Totuși, la sfârșit vor mai exista separe două categorii de oameni în fața scaunului de domnie mare și alb care vor scăpa de condamnare și vor intra în viața veșnică. Prima categorie se va compune din oameni ca împărăteasa de la miază zi și oamenii din Ninive care s-au folosit de îndurarea pe care Dumnezeu le-a oferit-o într-o scurtă perioadă, dar decisivă când el li s-a descoperit prin chemarea lui Iona, între altele. Biblia nu ne arată cine a mai primit în decursul istoriei o asemenea șansă. Apoi, cea de-a doua categorie ar putea să se compună din toți aceia care mor în credință în timpul împărăției de 1000 de ani, dacă cei credincioși vor experimenta moartea în această perioadă. Pentru că Biblia spune la Isaia 65:20 că nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele, că și cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Încheia citatul. S-ar putea anticipa oare că vor putea să existe și alte categorii de persoane pentru care Dumnezeu își va exercita o îndurare chiar în faza finală la scaunul său de domnie mare și alb? Răspunsul la această întrebare stă numai în atotștiința lui Dumnezeu. Pentru noi, cu cunoștințele noastre limitate și cu perspectiva noastră îngustă, este necugetat să facem prea multe speculații. Noi putem mai degrabă să adoptăm atitudinea exprimată de Patriarhul Avram în Geneza 18:25, spunând: cel care judecă tot pământul nu va face el ce este drept. Cei care au gustat îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu în viața lor sunt siguri că el nu va reține sau nu va refuza niciodată îndurarea sa oricărei persoane calificate pentru aceasta. Totuși, să ne păzim să presupunem că vom putea înțelege vreodată tot ceea ce este inclus în îndeplinirea judecăților lui Dumnezeu. Multe alte aspecte ale acestui vast subiect sunt dincolo de puterea noastră de înțelegere. Până la urmă, noi nu putem decât să împărtășim venerația și uimirea exprimate de Apostolul Pavel în Romani 11:33, citat: o adâncul bogăției, înțelepciunii și cunoștinței lui Dumnezeu, cât de nepătrunse sunt judecățile lui și cât de neînțelese sunt căile lui. Încheiat citatul. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, fie să ne punem întrebări, căci Cuvântul lui Dumnezeu are capabilitatea să ne ofere aceste răspunsuri. Și aceste răspunsuri trebuie să vină din Cuvântul lui Dumnezeu și prin Cuvântul lui Dumnezeu. Menționăm că în prezentarea materialului anterior am utilizat, cu permisiunea scrisă a editurii, informații și citate largi din lucrarea Seria Fundamentelor de Derek Prince, apărută la editura Neemia Brașov, ediția 2008. Mulțumim celor care ne-au dat această permisiune.